Bună, numele meu este Pisica și astăzi o să vă spun câteva lucruri pe care trebuie să le știți dacă vreți să vă apucați de OnlyFans. Primul lucru, părerea mea, care trebuie luat în calcul atunci când te decizi că vrei să deschizi un cont de OnlyFans, este acela că părinții tăi, familia ta, prietenii tăi, oamenii o să afle. Nu este ok să pleci de la gândul că lasă, că o să fac discret, că nu o să-mi arăt fața, că nu știu ce. Pentru că lucrurile astea sunt foarte greu de făcut și în majoritatea timpului nu funcționează. Până la urmă cineva află, chiar dacă te gândești că a trecut o lună, a trecut puțin și n-a aflat, lucrurile astea se află în timp. La unele persoane se află mai repede, la alte mai târziu, dar ideea este că sunt persoane care s-au apucat de OnlyFans care nu își arată fața și au creat conturi speciale pentru OnlyFans, separate de identitatea lor reală, tocmai în ideea să fie secret. Nu știu sigur dacă nimeni nu știe despre persoanele alea, nu cunosc pe nimeni atât de apropiat care să-mi spună. Chestia e că și dacă nu s-a aflat încă, părerea mea este că șansele ca nimeni să nu afle niciodată pe o perioadă lungă de timp sunt foarte mici. Iar tu chiar nu ar trebui să pornești cu ideea că o să fie secret, trebuie să-ți asumi că oamenii o să afle, iar acest lucru va avea consecințe asupra ta. Al doilea lucru foarte important este să realizezi că OnlyFans este un job real în care nu toată lumea are succes. Orice meserie, unii oameni au mai mult succes decât alții sau sunt mai buni, așa este și în OnlyFans și efectiv în orice profesie. Doar pentru că faci OnlyFans și vezi fete care câștigă foarte mult, nu înseamnă deloc că atât o să câștigi și tu. Să nu pornești de la ideea că o să faci OnlyFans și că o să faci nu știu ce sume colosale de bani, pentru că ceea ce vedeți voi, în general, sunt topurile. Majoritatea nu fac atât, majoritatea fac mult mai puțin și efectiv poți să faci foarte puțin bani. Nu înseamnă că dacă ai văzut pe nu știu cine, tu o să faci la fel, pentru că poate nu ești făcut pentru asta. Deci n-ar trebui să pornești de la ideea că fac OnlyFans și o să fiu foarte bogat și o să fac foarte mulți bani. Efectiv poți să faci salariul unui om care are un normal job. Un lucru foarte important este să-ți asumi și să te gândești dacă este o decizie bună pentru tine din punct de vedere al carierei pe care vreau să o urmezi după OnlyFans. Dacă s-ar putea să te afecteze foarte tare, mai bine nu o faci. Același lucru cu faptul că poze cu tine o să rămână mereu pe internet, chiar dacă nu toate din câte ai postat. OnlyFans-ul, după ce ți-l ștergi, ei îți șterg 100%. Contul și pozele, la ei nu rămân, dar chestia este că ele rămân pe internet la oamenii care le-au salvat. Chestiile alea rămân pe veci, deci trebuie să te gândești și la asta și să-ți asumi. OnlyFans-ul funcționează în felul următor. Nu este, părerea mea, atât de important ce faci pe el, adică ce postezi pe OnlyFans. Evident, contează în măsura în care oamenii se abonează mai multe luni pentru că le place ce văd. Dar înainte de a ajunge să-ți plătească ție primul subscription, ei trebuie să te găsească în altă parte. Motiv pentru care eu cred că este mult mai important cum te promovezi și ce faci pe alte rețele, gen Instagram, Twitter, orice mai găsești. Astea sunt mai importante, este mai important cum te promovezi în exterior. Followeri contează enorm. Practic totul ține de cât de mulți followeri ai. Eu când am început să fac OnlyFans, am fost mereu populară, motiv pentru care m-am apucat de asta. Eu nu aș fi avut curajul să mă apuc sau să-mi fac un cont nou, să iau de la zero urmăritori sau să, pur și simplu, dacă aveam mai puțin followeri decât aveam eu, adică 8.000 și ceva, nu m-aș fi apucat. Pentru că este foarte greu și nu se merită, părerea mea. Adică dacă ești dispus să acorzi foarte mult timp ca să te promovezi cu alte fete, să faci tot felul de chestii ca să îți crești urmăritorii, bravo ție. Mie, când am început de la 8.000, mi s-a părut și așa foarte greu. Acum, evident, am crescut mult.
făcând OnlyFans, ocupându-mă de TikTok foarte mult și de alte rețele. Dar în cazul meu mi s-a părut că să pornesc de la 8.000 a fost ok, la limita la care aș fi renunțat la ideea de a mă apuca de OnlyFans. Trebuie să ai așteptări realiste. Sunt persoane care fac destul de puțin la început și care după cresc foarte rapid, adică mă refer la câștiguri. În cazul meu nu a fost așa, am făcut o sumă foarte bună de la început, dar spre deosebire de alte fete, eu am avut suma aia constantă. Nu pot să zic că după... Deci teoretic câștigurile mele au fost mereu așa. Sunt așa. Eu n-am avut gen să fac super puțin și după să fac foarte mult și chestii. Nu am fluctuații. Acum, în ultimele două luni, deci după 5 luni, am început să fac considerabil mai mult decât la început. Deci, ideea este că trebuie să ai răbdare pentru că nici aici lucrurile nu se întâmplă cu viteza luminii. Ca în orice alt domeniu, trebuie să ai răbdare și o să devină mai bănos și este mult mai ușor. Odată ce trece timpul, te obișnuiești foarte mult cu tot ce înseamnă lumea asta, cu toate promovările, cu tot ce trebuie să faci ca să fie bine, cu ideea de a face content. Totul devine din ce în ce mai ușor și este din ce în ce mai plăcut și banii și ei sunt din ce în ce mai mulți. Cam atât am avut de zis, sper că v-am ajutat și ne vedem data viitoare!